Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, populația României, știți, e în scădere. În schimb, este în creștere populația de telefoane mobile din această țară. Conform estimărilor, în 2022, deci anul trecut, românii au deținut aproximativ 23 de milioane de telefoane mobile, în creștere cu 1 milion față de anul 2020. Sunt active toate? Nu cred. Le țin în sertare. Normal, adică, nu știu. Câte telefoane mai aveți deodată? Aș vrea să întreb. Active sau în total? Active. Și vechi. Mai aveți telefoane vechi? Dar chiar mai sunt oameni oare care umblă cu două telefoane, cum aveam pe vremuri, unul de serviciu și unul personal de umblare. S-ar putea să mai fie, deși sunt dual SIM acum destul de multe. Și cum faci, mă, schimbi? Nu știu, cred că și iPhone-ul ăsta este dual SIM, dar nu știu. Ai ca opțiune, poți să suni și ai să sune pe cartea la, poți să alegi. Poți să o alegi pe una să fie by default și să nu ai, că să nu te... Dar dacă vrei să schimbi numărul și să suni de pe celălalt, să poți să-i dai switch. Dar de ce vrei să faci asta? Nu înțeleg. De ce vrei două? Poate, nu cred că mai e treaba aia cu trece pe o rețea pe alta și suni în funcție de rețea, dar pur și simplu poate ai număr de serviciu și ai și un număr personal. Tu dacă ai un număr, stai puțin, tu dacă ai un număr pe care l-ai de 25 de ani și te angajezi undeva unde îți dă musai numărul ăla de telefon, alt număr al firmei. Dar mai există telefoane de serviciu? Păi, probabil că da. Nu, serios. Da, sigur. Da? Da. Omul n-a mai avut telefon de serviciu. Da, sunt anumite joburi în care te și sună în neștire clienți și atunci simți nevoia uneori să poți să-l oprești și să-ți vezi de viață. Că... Da, deci, stați așa, să vedem. 90% dintre adulții din Uniunea Europeană dețin un telefon mobil. Jumătate dintre aceste telefoane sunt smartphone-uri. La nivelul României, tendința de cumpărare e în continuare în creștere. Sporită mai ales de ofertele de Black Friday și discounturi, spune președintele unei asociații care a făcut acest studiu. Problema este ce facem cu aceste telefoane mobile, stricate sau scoase din uz. Le punem în sertar. Deci de la punga cu pungi se trece la punga cu telefoane mobile. Eu am. Da, și eu. Deci astăzi, dragi ascultători și dragi ascultătoare, la emisiunea noastră Teleșcoală, vă vom arăta cum funcționează sau cum sunt telefoanele noastre vechi. Pentru că Luca și cu mine Zafle arunca pe toate astea. Dar stai puțin, de ce ați mai ține telefoanele alea? Aveți fiecare... E telefonul meu de rezervă. E funcțional. Cum e telefonul tău de rezervă? Funcționează. Că e de acum 15 ani. Nu, este de mai mult, cred că are 20. Deci din 2007. O să-l deschidem în direct mai încolo. De fapt, o să-l deschid și acum. Cum e telefon de rezervă cu taste? Deci am un Nokia E71. Telefon de rezervă cu taste. Fii atent. Este un Nokia moarte, cum ziceau odată la taie. Este un Nokia E71, l-am deschis ultima dată cu vreo 6-7 ani, cred, să văd dacă mai merge. L-am încărcat aseară, nu știu cum se mai deschide, cred că... Aha, stai că a apărut ceva. Și pariez că funcționează. Băi, telefonul lui de rezervă, deci, nu știu dacă se mai deschide. Vlad are E71, el cu multe taste. Da? Și Nokia, tu ce ai? Cu tastatură QWERTY gen. Da, și iar tu? Eu am acest E52 metalic. Ați auzit? Da, l-am auzit. Sau Nokia. Astea sunt telefoane. Ăsta a fost telefonul lui fiul ăsta mic până acum vreo 3 ani. Îmi zice că suntem în data de 1 ianuarie 2008 pe el. Săracul copil. Deci, el avea doar cât să răspundă la telefon dacă vreau să-l sun să ceva. Știi? Da. Telefonul... Eu țin minte că mă uitam în filme și vedeam telefoanele alea cu manivelă. Trebuia să sun cu centralistă. Da. Și cam așa cred că se uită copiii acum la noi. Cei care ne ascultă acum cred că nici nu înțeleg ăștia mici. Și asta pentru mine e bun și de amenințare. Dacă mâine când mă supăr pe Ștefan, îi zic, bă, fii atent că ți-au telefonul și îți dau ăsta să te duci cu el la școală. În gheață. Deci cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla, să iau smartphone-ul și să-i dau ăsta cu butoane. Vezi că eu zic că te sună că nici nu mai merge, copilului, până la urmă. În ziua de azi nu mai merge să-l lași pe copil fără telefon deloc, când merge singur la școală sau la sport sau știi, că stai cu grijă, n-ai cum să dai de el. Și atunci ăsta nu o să dispară niciun, doar când s-o topi. Dar mai țineți minte că am avut noi un coleg faimos aici, care a avut telefon cu butoane până în urmă cu câțiva ani. Da. Și după aia când a prins gustul, ne explica, ne explica cum funcționează de fapt toată. Dacă mă întreb pe mine ce e cu adevărat îngrijorător, e că mai am încă 3 smartphone-uri de astea, între care unul e și spart într-un colț, că le-am adunat aseară când am citit știrea, zic, bă, nu se poate, zic, eu să mă încadrez. Deci eu am ăsta Nokia vechi, funcțional. Mai am un smartphone de acum vreo 5 ani, ușor funcțional, adică nu prea mai ține bateria aproape deloc, dar tot așa îl țin de rezervă că se întâmplă ceva. Mai am un iPhone 7, primul meu iPhone. N-am putut să mă despart de el. E funcțional, mai are doar vreo 30% capacitate bateria. Știți că astea, dacă le ții mult timp, li se usucă bateria. La mine nu se usucă nimic. Capacitate. Nu se usucă absolut nimic. Bateria asta este perfectă. Este Nokia și funcționează fără probleme. Asta Nokia, da, că erau pe nichel. Cât G ai pe el? Pe el, ce-ți arată? Cât ce? Păi, nu, trebuie să pun cartelă. O să pun cartelă și o să... Vlad e în service acum. Stai, frate, că încerc să-i dau drumul, nu mai știu nimic din meniul ăsta, dar vrem să vă întrebăm așa, dacă mai aveți telefoane vechi, ce telefon vechi mai aveți? Ce? Care a fost telefonul vechi pe care l-ați iubit cel mai mult? Eu am acum Nokia E71, să cel mai tare a fost un Nokia 6310, nu știu dacă mai e. Îmi scrie Oana. Zice, a văzut Ștefan aseară telefonul pe dulap și a întrebat dacă e pregătit pentru el, dacă am vrut cu ceva. Vedeți că e bun? Da, săracul. Bun, de 0372069599. Mai aveți telefoane vechi? Sau, frate, mai e cineva care folosește telefon cu butoane? Sunați-ne de pe telefonul cu butoane, în afară de maică mea. Sunați-ne de pe telefonul cu butoane și să vedem dacă ne... Cum se aude. Cum se aude, da. Mi-a plăcut un Sony Ericsson și, dacă mai țineți minte, la un moment dat am avut un Startac. Mai țineți minte Motorola Startac? Nu, nu ne era la care se... A, ăla care se deschidea. Uite, Victor ne scrie că încă mai are Alcatel One Touch Easy și merge perfect. Nu, Alcatel One Touch Easy e din 97. Alcatel a fost afacerea. A fost afacerea lui Irinel Columbea. Lui Irinel, drag. Da. A făcut o șmecherie, a vândut centrale de ale Alcatel la tot guvernul României. Da, uite ce mobile bune ai adus. Da, sigur că da. Bun, în România rata de reciclare la telefoane mobile doar 11% și suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Cineva îmi trimite o poză, băi, Mircea, nu cred. Deci îmi trimite poză cu Nokia 3310. Love Forever, zice. Dar nu-l folosește, adică este doar poză cu el că l-ai, nu? Am căutat pe internet și am găsit. Aveam un Ericsson de la cu clapetă. T-28 se numea, Ericsson T-28. Și ai văzut că și Mihai din Sebeș are? Încă l-are, încă funcționează. Serios? Da. Telefonul Ericsson cu clapetă. Iar mesajele primite de la ascultătorii noștri astăzi confirmă statistica aia cu 23 de milioane de telefoane, pentru că și ascultătorii noștri sunt blindați de telefoane vechi, unele funcționale, altele doar păstrate drept amintire. Sunt foarte multe mesaje, așa că să vedem. A scris Marius. Marius zice, am câștigat Alcatel One Touch Easy la Europa FM. Era zaf, cred că în anul în care s-a lansat postul, într-adevăr, am dat foarte multe telefoane mobile la vremea respectivă. Aha, gata. Stai, frate, băi, nu m-ați pierdut. Ce ai pățit? Pentru că telefonul meu funcționează, dar nu mai știu nimic din tastele sau ce comenzi erau și mă chinui de 5 minute să-i deblochez tastele și acum a reușit. Ai reușit? Da, se blochează tastele după un anumit timp, da. Și vreau să-i pun cartela. Și am descoperit și cum să citesc ultimul mesaj. Deci, este din 2008. Ultimul mesaj. Ce zice? Acum nu mai știu să... Nu v-ați plătit factura. Nu era altfel de mesaj, dar nu mai știu să... Erai pe Conex sau pe Dialog? N-ai tu treabă. Bine. Dar nu știu cum să ajung înapoi la ele, asta e problema. Putem să luăm telefoane? Da, hai să mă... Hai să asta zic. Victor, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Eu încă mai am două din telefoanele mele vechi, un Nokia 6124 clasic și un Sony Ericsson K300i. Încă funcționează perfect, le-am testat săptămâna trecută. Aha, dar le-ai testat așa? De ce le-ai testat? Nu te supăra, noi avem subiect aici, dar tu de ce ai făcut? Le-am găsit când am făcut curat pe aici și am vrut să văd dacă mai funcționează. Și că funcționează perfect. Și e o stare foarte bună. Sunt fără moarte pe cuvântul. Foarte sau ceva. Da. Asta că nu le mai am încărcătoarele, ceea ce e păcat. O să trebuie să le caut prin piețele astea, să le... La ce baterie aveau, ai șanse să funcționeze... Mult mai mult decât smartphone-urile din ziua de astăzi, fără să le mai încarci. Așa am eu acum un 13 mini, bateria l-am din mai anul trecut și deja bateria arată sănătatea 95%. Exact. Uite, bravo. Mulțumim, Victor. 688, Ericsson 688, mi-am adus aminte. Ăla era telefonul de-mi plăcea. Radu, bună dimineața! Nu mai e Radu. Cristi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, domnilor! Te ascultăm. Ce telefoane foloseai? Sau mai ai vreun telefon pe acasă din cele vechi? Folosesc și acum, după care vă sun, pe care vorbesc. Serios? Ce telefon e ăsta de pe care ne suni? Un Nokia din ăsta, pe butoane. Nokia pe butoane? De când îl ai? Mamă, sunt fără mare. L-am de vreo 8 ani, 9 ani. Mamă, dar sunt fără moarte telefoanele astea Nokia. Și unde mai găsești? Adică să mai găsesc la magazine telefonul de ăsta? Am și pe touchscreen, dar nu prea îl folosesc, îl țin mai mult pentru... Wizard, pentru firme, pentru din astea. Am înțeles. Să nu-l desfaci, să-l ții cu țiplă. Am dat mult cu el de pământ, înțelegeți? De asta m-am îndrăgostit de ele, așa tare. Bine, Cristi. 0372069599. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Auziți? Da, salut! Bună dimineața! Am un Nokia 1800 Safir Arte. Eu l-am de vreo 6 ani de zile și n-a fost nou telefonul. E un telefon care mi-a plăcut dintotdeauna și am căutat pe eBay în Marea Britanie, acolo l-am găsit, l-am luat. Iar acum i-am schimbat bateria, i-am pus una nouă și pot să zic că ține o săptămână bateria la el. Așa, mai țineți minte că încărcam telefoanele o dată pe săptămână? Bilunar. Da, frate, exact, bilunar, vorba lui Luca. Ce tare era chestia asta, adică nu le puneam seara la capul patului. Nu, și era criteriul de achiziție, știi? Dom'le, cât ține bateria? Cât ține bateria, da. Și da. De-aia țin minte că am avut dificultăți cu primele telefoane de-astea smart, că mi se părea că o porcărie, cum să te țină Alcatelurile alea, bateria o zi. La Alcatelurile alea te ținea mai bine de o săptămână bateria. Da. Și încă unul cu baterie ca lumea. Dar lasă că tu până la 11, când terminăm noi emisiunea, tu pui și cartea. Nu a găsit cardul microSD. Nu, are card de memorie, o, băiatule, o. Am scos cardul, mă scuzați, sunt fascinat, mă simt ca un areolog. Telefoanele Bosch, le mai ții minte? Da, cum? Erau la oferta aia Prepay Conex Go, dacă nu mă înșel. Da, cartelă Conex Go cu telefon Bosch. Da. Băi, întrebarea mai este și alta. A reciclat cineva vreodată un telefon de ăsta mobil? Și unde l-ați dus? Adică în afară de a-l arunca într-o cutie de aia în care se aruncă baterii sau becuri sau nu știu ce. Păi cred că aia e singura opțiune. Am văzut că magazinele de telefonie mobilă au... Unde se pot recicla? Mai sunt variante de buyback, dacă nu e, dar nu de ăsta antic. Și în rest, cred că le duci la consignația pentru... Așa e, există oferte buyback, dar pentru telefoanele noi, pentru smartphone-uri. Da, și în general funcționa. E ca la programul Rabla, știi? Da. Trebuie să o duci pe roți. Așa și cu asta trebuie să se aprindă, să blinkene. Foarte bine funcționează, ia uite. Ce ziceți voi? Bună dimineața! Că telefonul ăsta pe care îl vedeți în imagine... Mă rog, noi avem telefonul meu de serviciu. Cu butoane. Și foarte mulți clienți îmi solicită să le dau, sau, mă rog, îmi spun că îmi trimit ceva pe WhatsApp. Pe WhatsApp, da. Da, de unde? Adevărul că, știi, pe aici telefon cred că e un apropo al ascultătorului nostru către angajator, să-i dăm telefon ca lumea. E adevărul că orice angajator care este cât de cât trăiește în anul 2000, hai să zicem 20 și nu 23, da, înțelege că dacă dai un telefon de serviciu trebuie să-i oferi omului și sistemele de comunicații moderne, actuale. Adică, nu știu, ce se folosește în România, WhatsApp, Messenger și așa mai departe, video, FaceTime, toate astea. Radu, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Să trăiești! Eu m-am apucat să colecționez telefoane de câteva luni de zile și am început, cum să zic, muncitorește cu Nokia 3210, okay, Nokia 3310, 5110, 8210... Și toate funcționează? M-am apucat de fapt cu copiii mei, că erau curios să vadă cum arătau telefoanele pe vremea noastră. Și unde le găsești? Unde le găsești? Păi, în primul rând, pe platforme din ăsta de... OLX le cumperi, nu? OLX, și da, cât mai costă un telefon de ăsta vechi de 20 de ani? Păi, găsești cu 80 de lei, 100 de lei, 150 de lei, depinde, în ce stare te află. Da, în schimb, e o boală destul de grea, pentru că am auzit că a spus și un ascultător adineauri, se pot găsi și pe eBay. Și deja pe eBay vorbim de alte prețuri, adică deja un telefon într-o stare cât de cât ok ajunge la, nu știu, 80, 100, 120 de euro. Pentru rarități. Deci dacă te apuci serios de colecționat, e boală destul de grea. Dar e foarte mișto și aduce, cum să zic, niște amintiri. Și e interesant, iar copiii sunt fascinați de jocul Snake, de pe Nokia. Da. Adevărat că aș juca un Snake acum pe loc, nu vă mint. Păi tu nu există aplicații cu Snake pe... ar trebui... Ai? Ia vezi. Nu cred că are, ăla nu cred că mai avea Snake. Dar nu e încărcat. O să vedem. Ai pus cartela? Dar nu are nevoie de cartelă ca să joci un joc, cred. Păi nu, dar ca să vorbești. Deci ca să vorbești, te chinui toată emisiunea să pui cartela. Bine, ne mai atrag atenția câțiva ascultători că încă se mai folosesc telefoane secundare cu butoane și către diversi domni din clasa politică. Băi, am auzit ce prostie. Și nu numai, da? Ca să nu intercepteze. Da. Dar eu spun că am prostie. Asta e ca aia cu liftul. Da, bă. Deci aia cu liftul. Nu e chiar așa. Eu am văzut cu ochii mei. Sunt oameni care folosesc de astea pentru că nu au GPS. Da, și nu pot fi localizați în caz de... Și băieți ascultă numai telefonul ăla, că ăla de fapt e singurul unde... E vorba de ascultat, e vorba de localizat. De localizat. De toate. Și găsește și-ți trimit racheta pe geam, n-ai văzut în filme? Ca lui Dudaev. Te găsesc... Noi câți pățesc? Te găsesc și fără baterie acum. E linie care așteaptă să vorbim. E Ionuț pe linie. Bună dimineața. Salut, Ioane, iartă-ne. Bună dimineața, nu facem nimica, băieți. Salut. Ionuț din Constanța. Acum vorbesc după un Nokia 1600. Ce tare. Care eu... Din 2011 de văzător, dintr-o problemă chirurgicală, nu-i problemă de asta, că mergem înainte. Așa. Dar mă ajută mult de tot din cauza că dacă apăs pe steluță îmi spune cât e ceasul. Este ora 12:45 sau mă ajută într-un fel pe mine. Corect. Așa, dar sunt mulțumit, mă ține 2 zile bateria și dacă îl butonesc, că eu sunt după el, că... Îți faci treaba cu el mult mai ușor decât cu un smartphone, practic. Da, da. Și mai am un Nokia 301 care ascult muzică după... Am un card de memorie de 2 giga și am muzică pe el și adică am învățat tastele dinainte, știam cum să-l butonez și cu toate că am și un cu touch screen care îl țin pentru mai mă sună pe Facebook, știu unde să apăs să răspund pe cameră. Ionuț, îți mulțumim. Ai reușit? Hai că mai avem câteva secunde. Uite, Alma ne scrie că și fiul său colecționează telefoane vechi, are peste 50. El are 12 ani, puștiu. Iar cele peste 50 de telefoane, toate sunt funcționale și știe exact cum sună fiecare când se deschide. Nu-ți dai seama? Colecția lui. Adevărul că da. Nu m-aș și gândi la asta, că devine un hobby colecționarea de telefoane mobile. Nu, trebuie să-i pun cartela, e mai complicat. Amintiri din copilărie astăzi, practic... Nu neapărat din copilărie. Am fost clanul butoane. Da. Clanul butoane. Da. Revenim. Sperăm că Vlad va reuși astăzi până spre prânz să pună cartela, pentru că problema altfel... este că asta merge cu cartelă mare și eu am de-aia mică, știi? Și adică mică, hai te lăsăm, nu e nicio problemă. Butonează tu acolo în legea ta. Să trăiești. Ne trebuie un adaptor. Revenim după știri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.